Vom deschide programul cu muzică tradițională macedoneană, Liliana Moțățăianu, în aplauzele noastre. O interpretă de muzică populară tradițională macedoneană și prezintă Asociația Macedonilor din România. Cele mai frumoase amintiri ale ei sunt legate de cântecele frumoase ale mamei. E adevărat, da? Deci da. Nu doar scrie, am înțeles, se transmise din moș strămoș. Liliana crede că trebuie să te naști cu cântecul. Ea este o luptătoare asemeni neamului său de macedoneni, deoarece drumul ei nu a fost ușor, dar este convinsă că numai așa poate lăsa urme adânci pe pământ. Câți ani ai? 19 ani. Mamă, urme adânci ai lăsat cel puțin până acum. S-a născut la data de 13 mai 1995 în Băilești, județul Dolj, într-o familie de etnici macedoneni. Și-a descoperit talentul și dragostea de muzică la 5 ani. E adevărat, 5 ani. Spune-mi, acasă mama și tata cântă? Da. Cine cântă mai mult, mama sau tata? Tata. Tata, păi el e cocoșul, nu? El trebuie să cânte. Haideți să urmărim pe Liliana Moțățăianu! Dobar de Sighișoara, dobro te naivut! Ja sam Liliana Moțățăianu, makedonka sam, iz regna sam što done sam što vas. Družvoto na makedoncite od Romanja, vi isprakja u bavi, misli se najdobro na organizatorite na festival od Projednika. Vo prodolženje ki vi ispejam sedu makedonski pesmi. Vi blagodaram. Thank you.
Mulțumesc! Yeah.
mulțumesc!
nu fugi. La noi nu ai voie să fugi. Cum ți se pare Sighișoara? Extraordinar. Mai spui încă o dată? N-am auzit bine. Extraordinar. Este sigur? Frumoasă. Sigur? Da. Prima dată ești la Sighișoara? Da. Atunci te cred total pe cuvânt. Dar să știi că te vom mai aștepta și data viitoare și data viitoare ca să vezi că de fiecare dată mai ai ceva de descoperit aici la Sighișoara. Îți mulțumim, transmite salutul nostru proiectnica la tine acasă și te așteptăm cu același drag. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc!